În seara petrecerii, Isabel și Raul s-au certat. El tot a încercat să găsească o portiță, să vorbească cu Isabel. Mie mi-a dat impresia că el a avut o speranță după ce a auzit intervenția mamei lui Isabel, că îl plăceau pe Raul și credea că poate mai are vreo șansă la aceasta. Dar Isabel i-a spus că nu poate să fie cu o persoană pentru că părinții plac persoana respectivă, trebuie să fie și din partea sentimente și nu este cazul. Nu sunt, nu își dorește o relație cu el, i-a spus că nu are caracter lui Raul și că nu va putea forma o relație cu vreo femeie, nu va putea să-l accepte așa cum este. După ce a plecat Isabel, au continuat să vorbească Alexia și Raul și, printre altele, acesta i-a spus că îi place de ea, că încă mai ține la Isabel, dar îi place așa ca persoană și de Alexia. Deși el a dorit să vorbească cu Izabel, îi spunea Raul acum că o roagă frumos să îl lase în pace, să nu mai aibă nicio interacțiune cu el și să îl lase. Iar Izabel a zis că l-a lăsat de mult. El caută discuții și am văzut-o pe doamna Simona începând să râdă atunci.